Bun. Hai, foarte important. Nostru subiectul preferat. Nostru preferat de mai mult timp. Există un meme. Nu știu dacă știți, meme-urile, cei mai tineri știu, sunt niște poze cu anumite indicații și iese o notă umoristică, să zicem, în final. Și există un meme cu un cuplu. Stau amândoi în pat, înainte de culcare, spate în spate, cuibăriți și două bule aferente gândurilor lor. Ce în mintea ei? Ia, stând așa. Oare se gândește la fosta? De ce nu spune nimic de atâtea minute? Oare nu mă mai place? Azi a fost foarte rece. În bula lui pe cealaltă parte, el stă așa liniștit. Oare de ce apa fiartă înmoaie pastele, dar întărește coaja ului? M-am întrebat întotdeauna. Bun, mi se pare un preambul foarte tare pentru următorul material. Da, Valentin, este adevărat, confirm. Sunt foarte multe femei care ar da orice pentru ca măcar pentru o zi să intre în mintea voastră, a bărbaților, mai ales când sunteți tăcuți sau într-o ceartă, când spuneți doar ai dreptate, draga mea. Ai dreptate, draga mea. E mai, sau când răspundeți monosilabic. Sunt frumoasă? Da. Da. Nu cred că mă pot imita foarte bine. Eu cred că bărbații sunt mult mai direcți decât noi femeile. N-aș spune superficial, dar cam în acea direcție. Oricum, vor să li se spună, cred eu, nu știu, poate mă contrazic, concret, să li se spună lucrurile cu subiect și predicat. Da. Nu cu ocolișuri, nu cu subînțelesuri, cu aluzii. Și în timp ce noi femeile ne facem tot felul de scenarii în cap, uite, așa ne complicăm existența, când de fapt ea poate să fie foarte simplă, dar haideți mai bine să vedem materialul. That's what happens when tequila meets desperation. Okay, stop saying things you shouldn't be saying to your boss. Holy crap, can you hear my inner thoughts? I can hear your inner thoughts! Ah! Desigur, în realitate nu avem toată puterea asta, așa că am întrebat un expert. Cum gândesc bărbații? Exact așa, da? Bărbații gândesc simplu. Foarte simplu. Atât de simplu încât nouă ne este foarte complicat să ne dăm seama. Alb-negru, roșu-albastru, nu există roz pudrat. Dacă el știe că sarea în dulapul din bucătărie este fix în mijloc din clipa în care el deschide dulapul și dacă ție cumva azi dimineață ți-a venit vreo inspirație să pui dulapul din stânga sau puțin mai în stânga decât era înainte, el nu o va mai vedea. Pentru că gândirea bărbatului este de tunel. În filmul cu Gerard Butler, el spune ceva de genul cine stă să se uite la personalitatea ta? Prima oară te văd exact, pe tine, așa este, așa este. Noi avem altă vorbă. Bărbatul iubește cu ochii și femeia iubește cu urechile. Wow, you look great. Oh, that's just doing the dishes. Ei cred că femeile se machiază și se îmbracă frumos ca să-i atragă pe ei și nu ca să se simtă ele bine. Se concentreze mai mult pe personalitate. Sunt foarte multe cazuri în care bărbații se plâng. Este foarte frumoasă, este foarte atrăgătoare, până deschide gura. Din nou, chestia ancestrală de la bunici, străbunici, da? Care au venit și au spus, tu, femeie, să taci, că știu eu. Iarăși e chestie foarte înțeleaptă, pentru că, într-adevăr, el știe mai bine, doar că ea trebuie să-i dea voie ca el să știe mai bine. Prejudecățile, în schimb, sunt prezente în mințile ambilor. Hai să începem cu câteva afirmații pe care le fac bărbații, în general, despre femei. Când o femeie spune nu, înseamnă da. De ce? Nu înseamnă neapărat da și nu înseamnă nici nu. Bărbatul vine și spune, bună, ești frumoasă, te invit la o cafea. Și eu o să zic că nu. Dacă există acest nu consecutiv de câteva ori, evident că este un nu. Dar dacă la următoarea întrebare o să fie Nu înseamnă neapărat da. Și încă una, femeile știu ce gândesc bărbații. Eu am să o duc invers. Femeile cred că bărbații știu ce gândesc femeile. Ce se întâmplă în masă la femei? Femeile stau și se gândesc, eu vreau flori. Și femeia consideră că dacă ea s-a gândit, s-a transportat așa o telepatie, s-a creat o telepatie între ea și soț și soțul a citit ce vrea ea în capul ei, da? Și s-a dus și a cumpărat flori și a adus. Ce crezi? Nu se întâmplă. Și ceva, bărbații nu sunt telepatici. Până a plecat soțul la florărie, l-am întrebat și pe el, că doar cu asta se ocupă. Cum stau lucrurile în tabăra adversă? Cum gândesc femeile din perspectiva voastră a bărbaților? Femeile gândesc în toate formele posibile. Pentru că sistemul în care o femeie gândește e mult mai complicat, mult mai complex decât al bărbatului. Bărbații funcționează în gândirea lor în baza unor cutiuțe. Da? Avem cutiuța bani, cutiuța mâncare, cutiuța fotbal, cutiuța sex, cutiuța femei și cutiuța nimic. De exemplu, unui dialog, da? Între eu, bărbat, și ea, femeie. Cum te simți? Și ea zice, sunt ok, e praf.
Noi nu le ascultăm. Noi luăm ok-ul ca atare și zicem, îl băgăm în cutiuța femeii și spunem, femeia este ok. Femeia nu e ok. Uite gluma zilei. Asta nu gândesc bărbații despre femei. Că ar trebui să le facă fericite în orice secundă prin toate acțiunile lor. Cum vreodată să-mi stea sufletul sau mintea sau inima față de femeie? Cum să-mi stea? Lasă-mă să aștepte. Lasă că crește relația de la sine. Nu, toate alea se întrețin. În relațiile din ziua de astăzi, ce crezi că este greșit? Din partea bărbaților sau din partea femeilor? Nu vor să fie împreună unul cu altul ca să se ajute reciproc, să crească împreună, să formeze ceva. Din partea femeilor sunt mult prea geloase, mult prea supărăcioase. A să face mare diferență, mare diferență între relație și construcția ei și sexualitate și manifestarea ei. Cea de-a doua face parte din prima, da? Dar doar cu sexualitate nu poți avea relații. Deci n-are cum să se întâmple asta niciodată, nici dacă dă cineva cu praf de stele. Hai să vedem un sfat pentru femei. Să nu-și mai denigreze și să nu-și mai devalizeze bărbații sub nicio formă. Odată ce l-ai ales, chiar dacă are scăpări, chiar dacă nu e cel mai masculin dintre toți, cel mai bărbat dintre toți, împuternicește-l.